Am 39 de ani. Lucrez ca model de 17 ani, mulțumesc. Datorită acestei profesii am ajuns și în televiziune, într-un rol de ispită pe care l-am jucat, cum spun în copilor, probabil datorită de mamă în fața noastră. Nu știu ce să vă spun despre lucrurile maghiere. Pentru mine a fost o călătorie interioară care s-a declanșat în momentul morții mamei mele în brațele mele. A fost un șoc enorm pentru mine, egoul meu, pentru regăsirea mea de sine. A fost un drum spre mine. Am descoperit meditația. Eu am stat și foarte mulți ani plecat în China. După care mi-am pus mereu zilnic aproape întrebarea de ce. De ce fac ce fac? De ce îmi place? Este o întrebare pe care toți o avem, de fapt, pe care toți ne punem. Și întrebându-mă zilnic, am reușit să mă descoper. Am reușit să devin mai prezent. Și o să vă spun ce înseamnă pentru mine bunele maniere pentru voi cei care ați fost aici. Pentru fiecare. Iulia. O să spun Iulia. Vorbeai de cele patru lucruri. Da? Atenție. Vorbire. Urechi. Și empatie. Eu să completez un lucru pe care l-am învățat singur. Prezență. Degeaba eu mă uit la tine, vorbesc cu tine, te ascult și sunt empatic, dar vocile din capul meu sunt în altă parte. Devenind prezent, poți să-ți asigur toată atenția mea și să caut să te înțeleg și să te cunosc. Pentru mine asta înseamnă să comunic eficient cu o persoană sau cu mai multe. Este o stare de prezență absolută în care eu nu mă gândesc absolut nimic, nu doresc să fiu în altă parte și caut să mă conectez cu tine, fie că ești femeie sau bărbat. Asta înseamnă pentru mine. Adrian, vorbeai despre bărbatul macho, despre felul, am văzut. Andreea, da? Este vorba despre aceea stare de prezență. Orice femeie de aici o să spune că apreciază o stare de prezență. Simte bărbatul de lângă ea. E adevărat? Da. Și o să reformulez ce ai spus de ei. În timp ce îmi vorbești, mi-ar plăcea să te dezbraci. Dacă vrei să o cunoști, s-ar putea să funcționeze. E o abordare diferită față de ce spune ei. Din punctul meu de vedere. Gabriela? Bună, doamna Gabriela. Vorbeați de o relație. Dacă le aduc aminte bine, aș reveni la relația cu mine. În momentul în care relația cu mine este ok, tot ceea ce exprim în exterior este total diferit. Așa a fost pentru mine. Probabil mă înțelegeți când vă spun chestia asta. Alexandru? Bine zi. Am știut odată despre ce s-a schimbat. Am schimbat, de fapt, timpul prezentării, dar din ceva motiv au rămas la de vedere. Dar n-a fost nicio problemă, oricum nu ne-am folosit. Practic, titlul pe care vreau să spun era manierat versus autentic. Cam are legătură cu același cuvânt. În momentul în care ești foarte prezent, devii foarte autentic. Indiferent de individualitatea ta. Automat devii foarte conștient, foarte sincer cu tine și cu ceilalți. Și foarte real în relaționare. Din punctul meu de vedere, ești autentic instant, dar de faptul că ești prezent atunci, în momentul respectiv. Nu încerci să domini discuția, nu cauți să explici ceva, nu cauți să convingi, ci pur și simplu asculți. Și răspunzi sau spui părerea fără să încerci să domini. Înțelegi? Asta este părerea mea. Nu spun că tu greșești când spui ce spui.